Procuratura Anticorupție a pornit o cauză penală privind suspiciuni de corupție în cazul mai multor persoane care au activat în sistemul judecătoresc al procuraturii și al avocaturii, care ar fi acordat asistență unor persoane fizice pentru diverse activități. Dosarul penal a fost inițiat în baza informațiilor dintr-un telefon mobil. Procurorii Anticorupție nu precizează despre ce caz exact este vorba, dar vine în contextul în care Tatiana Răducanu, care ocupa la acea vreme funcția de membru al Comisiei de Evaluare a Procurorilor, a fost acuzată public de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, că ar fi afiliată cu penalii Fugarilan Șor și Veceaslav Platon, făcând trimitere la anumite mesaje SMS din 2013 găsite într-un telefon al lui Veceaslav Platon. Urmărirea penală a fost inițiată în urma procesului penal în cadrul căruia a fost stabilită bănuiala rezonabilă că în perioada 2013-2014 persoane fizice acționând în interesul unui grup criminal organizat au încercat să atragă persoane cu funcții de demnitate publică, inclusiv judecători, din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de Justiție și Curții Constituționale în activități ilegale cu scopul de a favoriza interesele grupului criminal în detrimentul unei justiții corecte. Pentru a-i determina pe acești oficiali să acționeze sau să nu acționeze în exercitarea funcțiilor lor, au fost promise, oferite și date sume de cel puțin 3.000 de dolari SUA, direct sau prin intermediari. Se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Anticorupție. Am încercat să aflăm dacă ancheta penală se referă la scandalul în jurul Tatianei Răducanu, dar șeful adjunct al Procuraturii, Vasile Plevan, a refuzat să ne ofere detalii, iar șefa structurii, Veronica Dragalin, avea telefonul deconectat. Tatiana Răducanu a negat acuzațiile. Ea a susținut că este un atac asupra evaluării integrității procurorilor și judecătorilor și și-a dat demisia din funcție pentru a nu afecta procesul evaluării procurorilor.